Fraților, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de dosarele X. Suntem aici împreună cu lectoratul. Spune salut. Pistolul cu amortizor. Ia uitați, fraților, noile noastre pistoalele. Țineți minte de data trecută și vrem să vă mulțumim pentru un mare de... Păi, mi-l aruncai jos și cred că mi-l luași tu de pe F9. Cred că da. Pe bune? A, nu, de pe F9 mi se pare că dropiez gloanțe. Da, dar eu nu am pistolul deloc, ești nebun. Băi, te mă că l-ai în mână. Da, nu ăsta, eu mai aveam unul. Ăsta e semi-automatic. Fraților, astăzi am primit o nouă misiune. Suntem aici, am fost puțin să ne relaxăm, să nu creadă nimeni că suntem dubioși sau suspecți. Am primit o misiune să încercăm să ne infiltrăm în baza militară, să vedem dacă reușim să culegem ceva secrete de pe acolo. Așa că noi acum o să mergem către baza militară. Aici parcă era, nu? Fix aici la poalele Ciliadului. Știu eu unde, stai așa, un drum. Ca pune eu checkpoint. Știu eu un drum, dar nu o să putem să-l luăm decât pe strada aia principală. Am pus. Ce mă, că e prea departe, boule. Păi nu, pe acolo sunt porțile deschise, grasule. E sigur? Da, în partea cealaltă nu sunt deschise. Bine, haideți, fraților, dați like-uri, pentru că avem un caz nou. Avem un caz nou, deci trebuie să încercăm. E în hala aia, ci că s-ar ascunde ceva în hala aia, știi? Aia mare. Să vedem dacă reușim să găsim ceva pe acolo totuși. Dar nu garantăm că o să intrăm, mă, pentru că este riscul foarte mare. Încercăm întâi să aruncăm așa o privire pe lângă și după aceea o să intrăm. Până una alta, fraților, dați și voi un like acestui clip dacă vă plac cazurile noastre și dacă vreți să mai facem în continuare. O să fie tare important aici. Nosotros somos banditos și voi putas. Da. Este așa. Ia, uite-l-mă! Deci, fraților, NPC-urile astea din GTA, dacă mai trebuia să ne dăm jos să-i luăm asigurarea. Corect. Cel mai corect așa ar fi fost. Că ne-a tăiat fața. Uite și pe ăsta, frate, deci... Uite-l și pe ăsta, uite-l și pe ăla. Bă, ce vrea ăsta, mâncați ăși? Și pe mine mă sună. Nu, spune de lupă, oameni. Mă sună aici, suntem în misiune și el ne sună. De câte ori am mai spus să ne mai sune fără să-l sunăm noi? Da, corect, așa este. Noi nu muncim așa. Păi da. Ne contactează, stabilim un loc de întâlnire, nu vorbim așa. Corect, și noi suntem paroliști. Când vorbim o oră, păi acolo o să fii la ora aia. Păi da, și la secundă, dacă întâi ziua, la secundă. Uite-l-ai, uite-l-ai, uite-l-ai. Se lovesc în 3. Da, uite și tu-l-ai. Deci n-ai văzut, mă, așa oameni, s-a tâmpit lumea, grasul, e bine că suntem noi pe stradă să facem legea. Că nu știu ce s-a la lege. De oameni așa, dacă nu. Grasule, am emoții pentru că baza militară este foarte greu de intrat acolo, sigur că da. Trebuie să fim foarte, foarte experimentați, să avem grijă. Da, clar. Nu intră oricine acolo. Bun. Din ce în ce ne apropiem, din ce în ce simt fiori. În stomac. Uite, o vezi? Da. Uite-o, grasule. Haide e, bine să... că, e bine că e noapte, ne putem și infiltra. Este bine că avem și, și pistoalele silențioase. Și putem intra bine. Run stop, aveam. Avei. Bine că nu vedi nimeni. Bun, dar trebuie totuși să ne grăbim, să nu cumva se facă zi. Mamă, dacă se face zi e grosă. Nu e, că e 12 noapte asta. Sper să nu spice netul. Sper să nu spice netul pentru că te auzi foarte în lag. Da, atunci, pentru un moment, dar s-a rezolvat problema. Nu prea, dar ok. Este un episod foarte delicat. Este. Trebuie să avem mare grijă. Noroc cu pontul ăsta care l-am primit, că poarta aia este deschisă în seara asta. Bun, haide. Bă, dar ce alargă ăsta cu dubița pe aici? Bă, da, greu trage asta, să mor eu. Nici nu știu dacă am tot ce trebuie pe agrasă, nu știu dacă am turbine și toate cele. Bun, și aici imediat la dreapta ar trebui să fac un drum. Dacă tu zici. Tu știi, tu ești barosul aici.
Uite, exact aici. Bun, am ajuns, grasule. Stai puțin. Haideți. Hai să ne sincronizăm ceasurile. Sună-l pe domnul Lester și anunță este, că după calculele mele, da. Grasule, cum intrăm? Hai. Îl vezi pe la, că de la portă, ia, ia, vină cu. Da, da. Îl vezi? Da. Fii atent. Sună-l pe Lester, sper că l-ai sunat pe Lester înainte. Nu. Îl sun? Sună-l și dă-i cops turn blind eye ca să funcționeze misiunea. Adică ce trebuie să facem mai exact? Mergi, iubita mea. Dar ce crezi că fac? Ești nebun la cap? Unde e loc? Cops the turn blind eye. Cât timp? 3 minute, hai că eu m-am 2:30, că tu dormi pe tine. Bine, hai. Cum blind ai? Că mă rog garda. Și pe mine mă rog. N-are nimic, hai așa. Hai. Du-te și ia mașina, că iau înainte. Bine. Că avem nevoie de ea. Până iau eu mașina, mă și omor ăștia. M-au pierdut grasul. Da? Pe mine nu. Unde ești? Iho e puta! Hai de către hangar, către hangar. Du-te. Tancul! Fuck! Se bucură să-i trage! Încearcă să-mi te nimerească! Mă nimerează, stai liniștit. O să duc misiunea asta eu la capăt, la bun sfârșit. Am reușit să pătrund în hangar, grasule. Fur un avion și am ieșit. Repet, fur un avion și am ieșit. Grasule, că doborui o hidra, bă. Da? Da. Foarte bine, eu le fur avionul și am fugit. Asta era de fapt ce trebuia noi să facem aici în hangarul ăsta, aparent. Grasule, eu stau și îi pândesc că pe ăștia aerieni. Uite ce e, e. Îl luai. Grasul mi-a scăpat. Se prăbușește. E fix în fața noastră prăbuși. Nosotros somos banditos, hijo de putas. Grasule, dacă reușești să-ți iei un elicopter sau ceva să fugi și ne întâlnim la hangar, la Trevor. Pot? I-am nimicit. Nu pot, dar am furat o mașină militară. Dar nu o să ajungi de prea, departe cu mașina militară. Ba da. Am fugit, grasule. Păi da, dar trebuie să ajungem la Trevor, grasule. Ajung eu. Ia-ți un elicopter. Nu, n-am cum, că mă vânează de poliția, am 4 stele. Dă-i remove one level. Mama mea, ce se trag mie, nu, grasule, că nu se joacă așa. Nosotros somos banditos, hijo de putas. Au, să mor. Eu am reușit să scap, grasule. Va fi o mare realizare. Bă, dar ce tank, ce mașini militare au ăștia, mă? Că... Că nici dealul că nu-l urcă. Mamă mea, ce m-au ciuruit. Am reușit, grasule. Aha. Că mai urcă ăsta, sigur urcă. Cine? Mașina asta, că de căcată pe care o am. Am reușit să aterizez, grasule, cu ea. Grasule, îmi iau adio de la viață. De ce, grasule? Trag ăștia mine de-mi ciurize în mașina. Dacă zici să iei în elicopter și să sunt pe Lester, tu nu vrei? Nu vreau, grasule. Dar am altă idee mai bună. Gata, grasule, am reușit. Scape aici, așa. Nu o să mă prindezi niciodată în viață. Grasule, ce facem acum cu avionul ăsta? Am reușit să-l fur. Grasule, tu stai și păzește-l bine, că eu le distrag atenție aici. Păi da, oricum eu am scăpat de poliție de mult. Păi da, dar să nu vină după aceea să ți-l ia. Deci eu eram agentul Castor.
Agent Gast... agent... Cum te chema pe tine? La nevăstuica. Agent nevăstuica. Ești acolo? Sunt în mijlocul lor și m-am aruncat în apă. Agent nevăstuica, află că am dus operațiunea la bun sfârșit. Atragă-mi Nea Drecu și în apă, bă. Deci află că am dus operațiunea la bun sfârșit, domnule nevăstuica. De acum stau aici sus să văd dacă văd vreo urmă de sticleți. Grasule, că ai putea și tu te cu un elicopter să vii să mă iei. Hai că o să vin după tine. Sunt în mijlocul lor, abia supraviețuiesc. Cerc să scap de ei până una alta. Stai așa, să mă bag sub pod. Că n-au cum să mă mai găsească aici. Fraților, trebuie să mă rog să-mi salvez prietenul acum. Unde este? Ia să vedem. Unde ești? Te văd. Acum vin prietenul meu, Dolofan. Așteaptă-mă să vin. Mama mea, grasule, nu mai scap. N-am cum să mai scap de aici. Îmi pare rău, grasule, că te-am mă dezamăgit. Dar o să mor. Rezistă, vin! N-am cum, grasule, n-am cum. Sunt încercuit. Trag în mine într-una și prin apă. Vin. Degeaba încerc să mă zbat, să mă lupt. Grasule, vin! Îi rezolvă fratele tău pe toți. Viața o mai am foarte mică, cioaca la fel. Cioaca era mică dinainte, lasă! Nu mai împușcați, banditos. Fuck. Nici nu pot să ies la mal să trag în ei, că-s mașini, e de poliție așa, că ăștia trag în mine când e din elicopter, aia e buba. Pierd sânge, grasule. Vine artileria, grasule, rezistă! O barcă de poliție aici! Sunt mort, sunt mort! A murit? A murit, grasule. Tocmai când venisem! Nevăstuica este moartă. Unde ești, nevăstuică? Am renăscut, te Dumnezeu că mi-a dat o șansă la viață. Stai acolo, nevăstuică! Asta înseamnă să fii spion! Iho, e puta! Vino! Sus! Da, sus, nu merge! Nu merge! De ce? Că nu sunt în al tău. You don't have access to the vehicle. Ia, vezi, dai accept! La Soshman. Gata. Hai sus! Du-te! Ia să-i vedem pe băieții, unde sunteți, mă? Voi vă luați de prietenul meu? Nevăstuica? Fraierilor. Nici nu știți ce v-a așteptat. Gata. Gata, grasule. Run. O luăm pe aici și pierdem sigur. Prin munți? Da. Da, ei n-au skill așa de bun la pilotat elicoptere ca noi. Păi așa este. Mai ales. Dead man. Nu credeam că o să vină și pe aici. Trebuie să scăpăm de ei, grasul, înainte să ajungem. Trece Valhalla. Haide-mi Valhalla. Oh, fuck, vine un elicopter. Ne-a luat. Nu. Suntem prea sus pentru ei. Îi văd în spate și o să ne ia. Nu o să ne ia. Ai puțină speranță. Nu mai am nicio speranță. Suntem luați, grasule. Ai speranță, grasule. Hai, grasule, înalță-te, hai. Da. Ne-a luat, iho, e putas! Unde sunteți voi, băieți? X! Gata, grasule. Asta a fost. De unde vin la distanța asta? Rataș. Grasule, zboară că deasupra apei. Am scăpat. Vrei să sari? N-am încotro, grasule. Grasule, stai aici, nu să. Grasule! Ascultă-mă.
Lasă-le scăpăm amândoi. Ai puțin încredere. Îmi pare rău, căpetenul meu. Grasule! Sar și fără parașută. Oare o să mor? Grasule! Mai că... Hai că nu muri. Fraților, cam atât cu acest episod, așa se încheie aventura noastră astăzi. Nu uitați, dacă mai doriți astfel de episoade, să apăsați și pe butonul de like și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!